Mai nouă dimineața, sunt leșinată de somn, nu înțeleg nimic. Aseară a fost o petrecere la noi acasă și ne-am culcat foarte târziu. Eu m-am culcat pe la 3, cred, Ștefan s-a culcat mult mai târziu. Vă super pice și bine am revenit într-un episod de vlog. Trebuie neapărat să mă trezesc, așa că încep cu rutina de dimineață. Cremele, cleanserul, uleiul de sprâncene, periuța de dinți. Așa că să înceapă trezirea. Gata, am terminat, m-am trezit. Urmează să mă duc să pregătesc jos în bucătărie, cred, pentru că am scos masa de sus unde făceam eu normal unghiile, am scos-o afară pentru petrecere, așa că jos în bucătărie o să fac unghiuțele, pentru că vine Oana, fata care face mie unghiile la mine, pentru că asta este ultima zi acasă. Știți că acum ceva timp Ștefan v-a spus într-un vlog de-a lui că participăm la un proiect foarte, foarte mișto, de care încă nu vă putem spune, nu pentru că nu am vrea, ci pentru că nu putem să vă spunem. După unghii ar trebui să plec la Marisa pentru a-mi face sprâncenele. Yeah! Dar gata, hai, jos să... încă mi-e foarte somn. Aseară i-am spus lui Ștefan atunci când urci în cameră, la un moment dat când îi face asta, te rog, adu-mi și mie încărcătorul. Ce credeți? Mai am 5% baterie. Credeți că mai am pus încărcătorul? Nu! Gata, am pregătit setup-ul pentru unghii. Cum doar trebuie să mai aștept pe Oana, care m-a anunțat că întârzie puțin. Nu-i panică, mai dorm un pic. Mai scrisim o primă, care dormea de foarte devreme. Ziua! A venit Onuța, care o să-mi facă mochibuțele. Mici, nu? Mici. Scurte și naturale, că așa trebuie. Suntem obligați de data asta. Că altfel tot așa aș fi vrut și tot culoarea asta. Îmi place de mor. Mor! Super mult îmi place. Eu trebuie să mănânc pepene. Îmi place că vii la mine și mă respecti, Oana. Tare mult mă respecti. Work in progress. Mi-am dat seama că mi-e foarte foame și îmi caut ciorbă de perișoare. Gata unghiuțele, așa arată. Micuțe și naturale. Acum piciorbrușele. Piciorbrușele! Aceeași culoare facem, nu? Da. Yes. Bebe? Mm-hmm. Nu mai pune față cu ceva. Bebe? Ce faci, bebe? Abia te-ai trezit? Te-ai distrat aseară? Băieții? Mi-e foame de nu vă văd bine. Mergem să mâncăm? După ce îmi termin unghiuțele? Și ne apucăm de bagaj? Ce mai avem de făcut? Ah, nu, eu trebuie să mă duc la Marisa. Gata unghiuțele. Sunt gata de masă! Mi-e foame! Și, mamă, câte haine am acolo în spate. Toate sunt de călcat. Gata, de plecare sunt. M-am îmbrăcat, mi-am luat ceva de gel. Încălțările, mele, baby black. Și acum, îl aștept pe ceva scumare și pe ce stat mâncă ceva. Foarte, foarte, foarte foame! Bună ziua! Dă-mi, te rog, și mie cheia din portă. Yes! Ștefan se uită la story-urile lui Bendea. Cum el se simte rău ca toți ceilalți băieți de altfel care au fost aseară la petrecere. Nu simt la lumea, că nu am fost petrecere. Ne-am întâlnit patru oameni. Da, dar... Adică, patru, dar petrecere. Adică a fost mâncare, băutură. Puțină băutură. Deci e petrecere, nu? Și muzica dată încet. Stat afară.
Da, of course. Și am băut puțin mai mult. Ce este în regulă cu părul meu? Mi-a arătat foarte bine acum după ce am dat drum din coadă. Trebuie să mă duc la Marisa, trebuie să-i scriu să văd ce face Marisa. Ai numărul Marisei? Dă-mi sus. Ce faci, Marisa? Marisa, promisă, nu fi obosită. Bine, vreau să știu dacă ai găsit loc la spăgâncene. Bine. Bună ziua. Nu, eu de acum sunt foarte liberă și dacă ai un loc fantastic. Rău. Care o mai bea vreodată. De asta nu mai beau. Gata, am avut. Nivelul meu de toleranță la băutură a scăzut. Nu mai. Bă, dar ce se vede așa în ce ți-o ieșit? A venit mâncărărică. Mulțumim. Îmi este extraordinar de somn. Extraordinar de somn. Sunt super obosită. Și îmi simt așa pielea foarte uscată, deshidratată, de oseală. A venit curierul exact atunci când aproape ațipisem și mi-a adus un colet foarte drăguț pe care nu l-așteptam, dar a venit și e foarte simpatic și am să fac un unboxing pe story. Și după tare mi-aș dori să fac lăniță puțin. Yay! Super happy să vă arăt primul moment în care am probat acest nou model de costum de baie. Mai am în spate două printuri, am să vi le arăt și pe acelea. În momentul în care voi posta acest episod de vlog, cu siguranță vor fi deja lansate aceste costume de baie, de fapt acest model. Sunt super excited, arată atât de drăguț, ce-mi place, mor după acest print, mor. Efectiv, nu vă imaginați cât am stat să căutăm acest print. Hai să vi le arăt și pe cealaltă. Printul numărul 2. Doamne, cât de mult îmi place, Doamne, cât de mult îmi place! Și cel de-al treilea print, in love. Îmi place de nu mai pot. Again, voi deja știți modelele astea atunci când eu voi posta acest vlog. Am luat o pauză, am filmat pentru voi niște story-uri în care m-am arătat, bine, le-ați văzut deja, niște ținte pe care le-am primit de la ESA, foarte drăguțe, care îmi plac super tare. Am terminat treaba, a venit momentul să plec spre Marisa. Mai trebuie doar să mă dau cu un parfum și l-am aici. Voi da cu Initio. Mai am foarte puțină baterie, așa că îmi voi lăsa puțin telefonul încărcat în mașină, în Uber, și ne vedem la Marisa. Am ajuns la Marisa, care este afăruță. Este afăruță, Marisa, e supărăcită, vorbește la telefon, nu mai poate. Nu mai poate, e foarte supărată. Sunt obosită, tare. Ne iubim de la distanță? Aaaa, e băta! Ce faci? Tu miroși frumos, adică nu simt ca mască. Tu mă cerți acum? Da, ce vrei să bei? Suc! Orice suc! Nu spune numele aici. Avem... Nu! Arată-l! Avem 3 variante. Stai că vin eu să văd. Arată-mi degetul. Este aici. Așa. Prima variantă. Da. Bine. Haide sus să bărfim. Da. Haide, te aștept! Haide! Marisa, paramisală, de ce ești însupirită? Pentru că vrei iar spâncene frumoase și abia-i venit! Și iarăși vrei! Că mi-a fost dor de tine, de fapt, ăsta e adevărul. Ah, ce frumos, eu tot de-aia te-am chemat. Ah, de fapt, tu nu vrei să faci sprâncene, dar mai chiar. Nu mai vreau, nu mai fac nicio sprânceană, nu vreau să stai aici. Dar uite-te la... Ia, stai să mă răsc. Ia uite că e sprâncheana. From X to Pix. Ești unul ăsta, e rău, pe sprâncene. Da. Pe tu stai telefon, eu ți-am dat audio din ăla. Nu, nu stai pe telefon, vreau cu Marisa. Acum te filmez. Bună ziua! Ce faci, Marisa, promisa? Ce vrei, bie, bie? Dar ce-ți faci, măi, femeie? Nu știu, asta întreb și eu. Și am mai făcut acum 2 săptămâni. Doamne ferește, dă-mi cheia ca să trec. Vezi că este în geanta care e undeva pe aici. Uite, uite spatele tău, babcica. Am ce părul scunuț ai. Părul scunuț? Mhm. Ia ce ochelar, bine. Oh. Foarte bine stă că-i. Nemachiată nu stă bine pe nimic, așa. Ia, cum arată sprâncenea? Epic! Mi-a ajuns mașina.
Mai știi la piscina atunci când ai plecat și spuneam nu, nu, nu. Acum pa. Gata. Gata, gata. Bună seara. Nu mai pot. Deci sunt foarte obosită și mi se pare că mi-am pus jumătate din casă în bagaje. Mi-am terminat bagajele mele. Aici sunt bagajele mele. Iar Ștefan m-a rugat frumos, frumos, pentru că nu se simte bine, să îi încep și lui bagajul, să-l ajut la bagaj. El deja a dormit, așa că... Look at me. Dar dezastru ăsta de aici, ce zice? Clar. Simt că voi lăsa casa vă raiște. Cred că ne vedem dimineață. Neața. Gata, bagajele acum se încarcă în mașină. Ștefan se ocupă. Așa că noi ne revedem în următoarele mele episoade de vlog, tot aici pe canalul meu de YouTube, dar și pe Instagram, Facebook și TikTok. Pupicii!